Așadar, dragilor, bună ziua și bine v-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Cred că nu e cazul să vă mai spun. Mario și în rol este prezent la lecții. Mai am dus lipsa în perioada asta și mai ales eu. Și el spune tot la fel. Corect. Deci nevoia de a ne fi întâlnit a fost foarte mare. Așadar, pornim. Tema pentru acasă, aici. Tema pentru acasă. Nu pentru acasă tot timpul. Pentru că noi reușim să facem tot și probleme mai dificile. Uite, spunem așa. 59 era un număr pe care l-am dat. Da. Uite, Mario. Într-o livadă sunt meri și peri. Dacă ar mai fi încă 3 meri, atunci numărul în total, deci într-o livadă, sunt meri și peri. Da. Așa. Egal? Nu, nu, nu. Meri și peri. Dacă ar mai fi 3 meri, atunci numărul lor ar fi de 2 ori mai mare, numărul lor ar fi de 2 ori mai mare decât al perilor. Deci să reluăm problema. Într-o livadă sunt meri plus peri. Nu știm cât sunt la un loc. Doar atâta știm. Ah, da, da. Meri și peri, în total, hai să zic, în total 27. E bine să spun asta. În total 27. Dacă ar mai fi, deci dacă ar mai fi 3 meri, atunci numărul merilor ar fi dublu decât al perilor. De 2 ori mai mare decât de 2 ori mai mare. Deci merele mai mare, de 2 ori mai mare decât al perilor. Câți meri și câți peri sunt în livadă? Deci, în total, 20. Sunt 27. Dacă ar mai fi 3 meri în plus, atunci numărul merilor ar fi dublu decât al perilor. Unde ți se pare ție că e cheia problemei? Așa. Să vedem cum gândim. Deci, în total sunt 2 tipuri de pomi. Meri și peri. Și știm că în total, meri și peri la un loc sunt 27. Dacă ar mai fi 3 meri, atunci numărul merilor ar fi dublu decât al perilor. Păi total ar fi 30. Deci observăm că dacă ar mai fi 3, s-ar modifica numărul, nu? Da. Numărul total, inclusiv și pe ce, ar fi cât 30. Deci, eu aș pleca așa. Cum? Știu că merii, dacă adăugăm 3, rezultatul va fi de 2 ori mai mare decât numărul perilor. Știm că 30 împărțit la 2 este egal 15. Și 15 poate fi perile. 15 poate să fie numărul perilor. Dar atenție, că atunci numărul merilor ar să fie dublu. Nu ar să fie egal, că tu când ai împărțit la 2, de fapt egal. Va fi dublu decât al perilor. Deci, mergem pe prima ta observație. Este important să sesizăm că dacă ar mai fi 3 meri, înseamnă să modifică numărul total de pomi din livadă. Și tu ai văzut, sesizat foarte bine, datele problemei se modifică și în loc de 27 vor fi 30. Și noua situație este asta acum. 30, deci 27 plus 3 egal cu 30 pomi. Deci numărul total al pomilor din livadă este de 30. Și acum, în această nouă situație, numărul merilor e dublu decât al perilor. Aici trebuie să formulăm mai bine problema, să fim atenți. În momentul acesta, acum, numărul merilor este dublu decât al perilor. Ce înseamnă că numărul merilor este dublu decât al perilor? Trebuie să dai 30. Sigur, acum. 30, da. Acum, în clipa asta, cu 30. Fără 3? Nu. Fără 3 meri? Păi uite-te, dacă ar mai fi, da, dacă ar mai fi 3, atunci, deci în situația asta cu 30 de pomi, acum se întâmplă asta, numărul merilor. Înseamnă că înainte erau, poate să fie 12 pomi înainte. 12, nu, de ce te gândi la 12 pomi? Pomi înseamnă și meri și peri. Da. Păi, nu putea să fie înainte 12, că înainte, în total, erau 27. Eu m-aș gândi la 20 meri. 20 de meri. 17 înainte. Și acum te gândi la asta, că nu mi-e clară. Am gândit 17 plus 3, 20. Da, da. Și de două ori merii sunt, perii sunt 10. Deci 10, 20, 10 și cu 20, 30. Deci pe tine te mulțumește acum și sesizezi foarte bine, da, că merii ți-ar părea că ar fi așa. 20. N-am priceput de ce te-ai dus tu foarte bine pe 17. Uite, nici mama nu este clar. Cum ai fost tu atât de inspirat? De te-ai dus pe 17. Nu, am dus pe 20. De te-ai dus pe 20, de ce? Că dacă ar fi 10, 20 cu 10, 30. 20. Știu că dublu perilor egal cu meri. 10 plus 10, 20. Păi da, dar dublu ce înseamnă? De două ori. De două ori. 10 cu 10, 20. Îl gândește la, știi, segmente la ceva, nu? Eu știu ce propune mama. Îmi fac dublu. Fac niște segmente, un segment de două ore, adică două segmente. Eu așa m-aș gândi. Eu știu ce interesant ne propune mama. Foarte tare. Deci în condițiile astea a spus că sunteți la 30, nu? Suntem la 30 în total. Acum... Cu 3 în plus. Așa. Atunci citim pe tablă. Numărul merilor ar fi de două ori mai mare. Cum îl puteți să reprezentați? Ce segment se reprezinte sau numărul perilor e mai mic? Mai mic sau mai mare? Mai mic. Și atunci, printr-un segment să reprezentăm perii. Deci, în această situație, printr-un segment să zicem perii, iar merii cât să reprezintă? La fel, numai de două ori. Așa. Deci, două segmente de acestea. Da? Două segmente de acestea. Iată că acum ăștia sunt mere, dar în condițiile acestea, de după ce am adăugat pe cei 30. 3, da? Și acum, în total, cât avem aici? Aici avem 27. Nu. Nu, dar fără 3. Păi nu, atunci se întâmplă asta. Asta e poanta. Atunci e dublu. Atunci e dublu. 30, foarte tare. Deci acum, în clipa în care au venit încă 3 meri de aceea, în felul ăsta, tu acum, ce spui? Repede spui. 3 minus 30, 27. Păi dacă mă duci acolo, nu este raportul ăsta. Deci acum, câte segmente avem aici? 3. Și? 30 împărțit la 3. O, stai, mă! O, stai! Deci în clipa asta, în momentul ăsta cu 30, fiindcă sunt 3 segmente egale, deci înseamnă că pe 30 îl împărțim la 3, că sunt 3 segmente, și obținem 10. Da? 10 înseamnă ce? 10 înseamnă perii. Deci iată că am obținut numărul perilor 10. Și numărul merilor 20. Bun. Iar numărul merilor va fi 20. Deci 10 sunt perii, da? 20. Și merii vor fi 2 ori 10, înseamnă 20. 20 înseamnă meri. Dar asta are să fie situația. La meri, la peri, unde e sigur numărul care n-a fost modificat? Perilor. Perii sunt neapărat 10. Da? Dar despre meri Este corect să spun că sunt 20 acum? Nu. Cât sunt? 17. Asta e. Fiindcă am pus dacă am mai fi. Și acum ar fi 27. Nu! Păi fără cei 3. Fără cei 3. Păi, fără cei 3 ar fi 10 și cu 17 de 7. Deci, de aceea, pentru numărul de miere, ce operații trebuie să facem? Din 20. Așa scădem pe... Minus 3. 3 și egal cu 17. 17 meri. Iată-ne că suntem foarte fericiți. Am descoperit că sunt 17 meri. Suntem încântați de ideea asta. Și să răspundem clar așa. Că avem în total câți meri? 17 meri. Și pe 10 peri. Răspunsul corect este acesta. 17 meri și 10 peri. Cum crezi tu că am gândit eu problema asta? Care a fost mecanismul când am propus problema asta? Tu ai putea să propui o soartă. V-ați luat numerele. Am luat numerele acestea, da? 10 și 17. Și am știut numerele acestea. Da. Numeri și pe... Deci am zis 27, da? Da. Bun. Și când am pus încă 3, deci n-am pus eu plus 4. Deci n-am pus plus 4, dacă ar fi încă 4 meri. Încă 4 meri ar fi 31. Și ce se întâmpla cu 31? 31... Se mai împărțea exact la 3? Nu. Nu se mai împarte exact. Deci... Adică un segment la să ai 1 plus. Da, da, nu avem. Noi trebuie să facem problema în condițiile acestea încât să ne meargă, să se împarte exact. Deci, vezi? Și 45 ar fi bună. Și 45, că s-ar împărți la 5. 15, 30, 45. 15. Adică pere ar fi 15 și mei ar fi... De 2 ori. Da, păi să meargă... 30, 45. 30, 45. Dar suma lor mai face 27. Că trebuie să ne plasăm în condițiile în care suma podurilor este atât. 15 și cu 27. 15 și cu 27. 37. Ar face 15 și cu 27. Tu acum vrei să propui o problemă. Da. După ce urmăresc, da? 15 și cu 27. El se gândește la tot, la dublu. Da. Să fie 30-ul. 15 și cu 27. 2. 42. 42. Deci suma pogrilor să dai 42. Da? Și 42 este numărul de la început. Așa, numărul pogrilor este 42. Da. Da. Iar dacă ar mai fi 3 meri, atunci numărul lor va fi dublu lui numărul merilor. Deci, iată că tu ai sesizat acum și ți-e clar un lucru. Da. Că problemele acestea nu-ți dau niște numere la întâmplare. Corect. Deci totul înseamnă să fii în baza unui raționament foarte bun. Deci tu te-ai plecat că perii ar fi 15. Urmărim cum el dă drumul la problemă. Ar fi 15. Atunci dublu pentru meri ar fi 30. Și ca să se plaseze cu 3... Și 105? Să plaseze cu 3, mai se termină problema pentru prietenii noștri, cu 3 mai puțin, zice 27, vede suma lor în prim plan, că adună 27 și cu 15, ca să vadă suma de început a merilor și a perilor, și iată cum își construiește problema foarte frumos. Deci, dragilor, ușor, ușor, noi pătrundem în intimitatea problemei. O înțelegem cât se poate de corect. Așadar, fiindcă am pus cu 3, dar tu poți să spui și un alt număr cu atât mai puțin. Obiectivul tău este să ajungi la 30. Da? Deci poți să spui, nu neapărat, perele ai spus că 15. Cu unul mai puțin. Deci cu unul mai puțin, da? Dacă ar mai fi un așa, atunci numărul lor ar fi fost 29, Că tu tot la 30 veți fi, ca să fii dublu. Dublu. Da? Tot acolo te joci. Și oare 29 se bate la 3? Da, păi nu, nu te interesează 29, că 29 era obiectivul acela de meri, numărul de meri la început 29, a? Și cu 15 acela, mă rog, îți dă 44, cred că da. Deci numărul de bun 44. Când spui, dacă ar mai fi un singur număr, atunci numărul merilor ar fi dublul al perilor. Deci, vreau acum, înțelegând tu problema asta, să te gândești acasă, pentru mâine, fac poimine când ne întâlnim, să formulezi două probleme care să aibă ca idee principală tocmai acest lucru. Adică tot cu 27? Nu știu. Poți să ieși alte numere, poți să-ți fixezi ideea asta care ai avut acum. Numărul de peri îl fixezi, faci dublu pentru meri. 105 e bun. Cât? 105 ce? 105 e bun număr pentru meri și peri. La un loc? Da. Bun. Te poți gândi. Peri 35. Așa. Și de 2 ori mai mare meri decât peri, 35 cu 35, 70. 70 cu 35, 35. Deci se fixa practic ca număr perii 35, merii dublul lor cât a fost, 70, dar aici tu, ca să faci problema dificilă, vei spune că numărul merilor nu este, pomii la un loc, nu 105, ci cu atât mai puțin scazi din 103. El. 103. Asta înseamnă că îi da 2 meri deoparte. Și atunci spui, dacă ar mai fi 2 meri, atunci numărul lor ar fi 105. Ar fi 105 a pomilor respectiv, dar numărul lor va fi dublu. Aici jocul trebuie să-l prinzi foarte bine, da? Deci, în ideea că ai înțeles, dar nu, vreau totuși acum să propunem încă una. Te rog pe tine, fixează, ca să-mi faci dovada că ai înțeles, acasă îți va veni foarte ușor. Deci, cum propui tu problema? Să fie clar acum, pentru toți prietenii noștri. 75 euro. Mer plus per? Da. Mer plus per. 75. Deci, mer plus per egal cu 75. De ce te gândi la numărul 175? Pentru că am făcut 25 peri. Deci ai avut în vedere 25 peri. Și de 2 ori 25. 25 cu 25, 50. 50 cu 25, 75. Bun. Asta dacă ar fi problema slăbuți dată. Adică dacă ar fi pentru copiii aceia mai puțin inițiați, spune, numărul lor e 75, merii sunt de 2 cât perii. Și atunci el ar face un segment, 2 și împarte pe 75 la 3. Dar ca să o facem dificilă, spunem că în total ai scazi tu cât vrei tu. Din 75 scazi pe cât vrei tu. Scade un număr. 75 minus 30. Nu. E cam mult 30. Hai să zicem 75. 15. Minus 15. Asta înseamnă minus 15. Da. 60. Fac cât aici? 60. 60. Dar tu spui așa. Mer și per cât sunt acum? 60. 60. Asta e, da, asta e ideea. 60. Dacă ar mai fi 15... Asta, iată, mama. Dacă ar mai fi 15 meri... Da. Exact ai scăzut de aici. Da. Atunci numărul merilor ar fi dublu decât al perilor. Corect. Și totalul 75. Nu, nu, tocmai. Nu. Totalul care e după 5. Da, totalul care îl dai de început pentru probleme 60. 60. După aia 75. Și după aceea se ajunge la 75. Exact. Sigur că da. Deci aici e toată filozofia. Dragul meu, Mario, tu de multe ori mi-ai dovedit că în clipa în care te duci spre problemă cu foarte multă forță, reușești să faci problema foarte ușor. Așadar, rugămintea mea este asta, după ce înțelegi mecanismul, că tu visezi după ce adaugi să se împartă la 3, asta e filozofia. Acum, scazi din numărul acela total pe cel care vrei din numărul merilor. Și ca să fii des de problema dată ca date inițiale în varianta asta, și acel 15 care e scăzut din totalul acesta, zici, dacă ar mai fi acei 15 să ajungi la 75. Adică la 60 pui pe cei 15, exact. Mergi și atunci vin de două ori numărul merilor legat cu numărul perilor. Deci, vezi, nu este important calculul numeric, exact. Ci mecanismul problemei acelea. Da? Deci, vreau să înțelegi foarte bine această problemă. Așa că, eu am spus, dacă ar fi adăugat, sigur, putem forma și o altă problemă, că dacă ar mai, de regulă, dacă ar mai fi, dar putem spune, dacă ar fi mai puțin meri cu atâta, atunci s-ar întâmpla fenomenul acela de nou, de două ori, de trei ori. Acest lucru presupune nu să scădem, ci să adunăm la numărul acela. Și procedura este invers. Nu ți-e dor de o problemă de aceea cu vile? Cu vile le faci pe cele nouă. Le formezi, da. De aceea cu flori și cu vaze. Bine. Da? Hai să ne amintim una de aceea. Să vedem cum gândim acolo. Și până să trecem să facem și niște operații. Așa. Deci avem un buchet mare de flori. Da. Nu știm câte flori. Nu știm câte flori. Nici câte vaze. Nici câte vaze. Știm că se întâmplă un lucru. Dacă le-am pune în vaze câte 5. Da. Deci avem un buchet mare de flori. Așa. Și dacă le-am pune în vaze, câte am spus eu să le pun? Câte 5. Câte 5. Deci, dacă... Hai să facem noi câte 5. Așa. 5. Puneți 5. Pun 5. 5. Câte 5. Câte 5. Deci pe toate câte 5. Se întâmplă ca să ne rămână nepuse, deci nepuse, da. Fiindcă nu mai avem vaze, deci rămân 10 flori. Rămân 10 flori. Deci dacă am pune câte 5. Dacă am pune câte 7, deci dacă am pune acum în noua configurație câte 7, se va întâmpla. Punem 65, 65, deci punând câte 7, rămân două vaze goale. Două vaze goale? Două sunt goale. Punând de data asta am spus câte 5, da? Da. Două vaze rămân goale. Câte 7. Pune câte 7, sigur că da. Două sunt goale. Se văd goale. Le luăm pe cele deasupra. Așa. Dăm 5 cu 5, 10. Așa. Și ultimele le împărțim în 5. Deci, astea care au fost, nu? Au fost pline cu flori. 10 și cu cele rămase. Deci astea 10. Și cu le adăugăm la astea și facem 10 20. Plus 10. 20. Egal cu 20 flori. 20. Da. Și aceste 20 de flori. Da. Împărțim în cât? În 2. De ce în 2? Pentru că sunt două vaze goale. Este acest 2 de acolo, oare? Sau 2 din alt motiv? Pentru că sunt 7 flori într-o vază. Asta e, sunt 7 flori într-o vază. Adică tu, ca să ajungi la 7, câte flori mai adaugi? 2. Deci lui 5 mai trebuie plus 2. ca să ajungi la 7. Da? Și asta se întâmplă cu fiecare vază. Fiecare vază va primi câte două în plus. Dar de unde le primești? Din fiecare, din cele 20 de flori, da? Și atunci, ce facem? Dacă la asta îi dau două, pentru a ști câte vaze am umplut așa. 2 oricât de 20. Ori 2 oricât să facă 20, da? 2 ori 10. 2 ori 10. Da? Adică aceste 20 le împărțim în 10 vaze. Câte 2 și egal cu 10 vaze. A câte 10 vaze a câte 7, da? Flori. Flori. Deci, în clipa asta... Acum facem 10 vaze în punctelețele acelea. Da? Facem 10 vaze. Deci aici câte vaze, să spun eu, aici câte sunt? Aici sunt 4 vaze. De ce 4? Nu sunt 4 vaze, sunt 10. Așa, sunt 10, mai sunt printre puncte. Oricum, pot să spun 10 vaze sunt aici, da? 10 vaze a câte 7. Iar acum poți să răspunzi câte flori au fost la început și câte vaze sunt? Trebuie să fac desen. Te rog. Deci câte vaze și câte flori a fost în buchet. Câte vaze am avut și câte flori. Acum pot să răspund. Cum? 7 ori 2, 14. 14 și cu 14. 14 și cu 14, 28. Da. 28 și cu 28. Sau 7 plus 7, 14. A, facem grupuri de 14. Da. De ce te gândești așa? Să văd. 70 de flori. Păi vezi, mă, de ce mă țin starea asta? Că sunt 10 a câte 7. Deci doar 7. Deci 7 ori 10. Da? Punctulețul ăsta să-l fixăm ca fiind înmulțire, că așa va fi. Chit că la început, depinde de învățători, unii au adoptat ideea cu mulțire așa. Da, pentru că urmează de la... 7 ori X. X-ul acela nu-l mai nimerește să fie și un X și atunci evită. Și cum de la un loc încolo, la clasa 5-a folosesem ăsta, așa au acceptat-o. 7 ori 10 egal cu 70 flori. Deci 70 de flori. Și câte vaze? 12. Asta-i. Și cu cele două. Da, și cu cele două. Deci răspunsul la întrebarea asta, câte flori și câte vaze avem? 70 flori. 70 flori. Și respectiv 12 vaze. Dragule, restul că eu am dat numărul ăsta la întâmplare, numerele acestea când le-am jucat aici, le-am dat la întâmplare sau există un secret? Există un secret. Care-i miezul problemei? În ce constă secretul? Costă ții numerele și trebuie să dea fix total. Adică fix în ce sens? Să pui numerele în cât. Să iasă câte flori te-ai gândit și câte vaze. Adică tu crezi că eu am gândit 70 de flori? Da. Și 12 vaze. Și 12 vaze? Da. Nu cred că am gândit așa și știi că am făcut altul miezul problem undeva pe traseu este un moment de o finețe extraordinară. Că ce facem noi? Am trebuit să adăugăm la cele 5 flori, care erau puse deja, încă câte 2. Dar ca să meargă treaba asta, numărul total de flori din cel rămas și din vazele goale, când am adunat numărul de flori care au rămas, pe care aveam nevoie să le împart pe urmă, numărul acesta de flori și cu numărul din vazele care au rămas goale, dă un număr total de flori pe care le am la dispoziție și pe care trebuie să le împart, să le adaug, dar trebuie să se facă împărțirea la... La cât în mod? Împărțirea la 10. nu la 10, la câte flori mai adaug. Diferența dintre 5 și 7. 7 și 5. Deci câte flori mai adaug? Dacă spuneam mai adaug 3 flori. Trebuie să se împartă la? Trebuie să se împartă la 8. Ca să ajung la 8. Da. Câte flori mai adăugam? 3. 3. Adică ăsta total trebuia să împartă la? Asta trebuia să împartă la 3. Asta e mezul problemei. Dar ar fi 10 și 10 la final. Și 10 cu 10 s-ar fi împărțit la 3? 20 și cu 10 flori rămase. De ce 20? Primele. 30. 30 se împarte la 10. Stai o secundă, că dar de ce unde 20? De unde 20? 10, am schimbat numerele, nu cu 5, cu 10. Deci și dacă rămân 3 la final. Și luăm 2 și fac 10. 20. Și 10 flori rămân. 20 și 10, 30. Și acum câte pun în vază? Dedesubt punem câte 8. De 8? Adică luăm din 10? Da. Păi cum? Dacă mai punem peste 10, numărul lor trebuie să fie mai mare. Că mai punem. Hai, mergi pe problema ta. Câte ar trebui să pui acum? 13, mă. 13, pentru că tu îți propui să pui 3 ăla. Și ți-ai construit. Au rămas 10 flori, da, ai luat de aici câte 10 și 10, 20. Ai cele 30 de flori, se împarte exact la 3 și atunci tu formezi problema așa. Deci nu alta problemă, iată că asta e problema. Nu alta problema sună așa. Punem câte 10. Da, câte 10. Câte 10. Da. 10, câte 10. Și rămân câte flori? Rămân. Păi dacă puneți câte 10, cum să rămână 10? Nu, că n-am mai în vază. Nu mai aveți vază. Nu mai am vază. Am înțeles. Deci eu am, bine, îi merge problema. Deci rămân 10 pentru că nu am 10 flori. Ca să merg în limbajul lui. Așa, că nu mai am o vază. Da, că nu mai am o vază. Și dacă pun câte cine, câte se pun? 13. Pun câte 13, da. Care e o 10-a de medie plus 3, da? 13, adică plus 3-ul ăsta, de la 10 adică plus 3. 13 și ultimele două goale. Ultimele două goale. Câte flori și câte vaze sunt. Corect. Este problema pe care el o gândit-o în clipa asta. Și acum ei spune prietenilor noștri, concret, cu ai gândit. I-am gândit că 30 se împarte la 3. Ăsta a fost mezul problemei, da? Da. 10 le aveai. 10 plus... Ca să faci 30. Cele două trebuia să pun un număr fix, să facă 20. Sau putea să fie 15 și făceau 30 și rămânea fix. Deci problema era să fie un număr care să împartă la 3. Da. Tu te-ai gândit așa. 30. Da. Se împarte la 3. Se împarte la 3. Deci plus 20. 10 și 10, da? Plus 20. Bazele goale. Exact. 20 înseamnă bazele goale. Și ai făcut 30. Acum aceste 30 flori rămase după trebuie să le distribui câte 3. Exact. Ca să facem 30. 30 împărțit la 3. E egal cu 10. 10. Bun. Și acum, aceste 10 ce sunt aceste? 10 vaze. 10 vaze. Că pun 3, 3, 3, aici ai obținut 10 vaze rapid. Și dacă ai până aici cele 10 vaze, 10 vaze. Acum câte flori sunt?